De ce Rec Moldova nu a devenit un centru pentru susținerea dezvoltării sectorului neguvernamental de mediu și care este menirea, misiunea Rec Moldova în viitorii 3-5 ani? Deci eu nu sunt de acord cu acest lucru. Nu de ce reprezint Rec Moldova. Deci, însăși, trebuie de înțeles ce înseamnă centru de susținere. Probabil în viziunea multor organizații neguvernamentale și nu numai organizații neguvernamentale, dar și probabil la alți reprezentanți a societății civile, centru de susținere asta înseamnă deci centru care are bani și care trebuie ca să acorde susținere financiară la organizațiile neguvernamentale. Și ceea ce acum se vorbește despre că Rec Moldova ar trebui să fie un centru de susținere, deci dacă vorbim din punct de vedere financiar, da, într-adevăr nu este și el nu va fi. Și nu va fi, asta este clar deja, fiindcă lucrul ăsta se discută de foarte mult timp și, mă rog, asta este situația. Deci, dar dacă vorbim despre Rec Moldova ca un centru unde organizațiile neguvernamentale ar putea să vină, să discute, să primească, eu știu, niște consultații referitor cum ar putea beneficia de niște granturi sau de niște proiecte, în ce domeniu sunt prioritare acum la diferiți donatori, asta așa și este. Și acele organizații care conlucrează bine cu Rec Moldova, deci sunt printre altele, printre cele care acum sunt active și sunt destul de puternice în această direcție. Au fost, cum să zic, puse foarte mari speranțe în Centrul Regional de Mediu. O bună parte din aceste speranțe, pe perioada derulării programelor REC în arealul Republicii Moldova, s-au adeverit. Au fost foarte benefice, mai ales programele legate de susținerea organizațiilor neguvernamentale. Din păcate, pe parcurs, mai ales după ce a fost suspendat și nu numai suspendat, dar și a anulat programul de granturi mici pentru organizațiile neguvernamentale, REC nu a avut capacitate să aibă grijă de organizațiile pe care le-a născut. Și acest lucru este foarte vizibil. Odată cu trecerea într-un cont de umbră a Centrului Regional de Mediu din Moldova, a trecut în același cont de umbră și puzderia de organizații care au fost născute în cadrul programului de granturi mici finanțat de REC. Este o problemă la fel reală, ea trebuie dezbătută cu aceeași sinceritate de care am spus și în cadrul cu Autoritatea Centrală de Mediu, să vedem rolul acestui centru regional de mediu pe care noi continuăm să punem o miză mare și să vedem care va fi în continuare perspectiva acestui centru regional de mediu. Va fi un centru de resurse pentru toate organizațiile neguvernamentale din Moldova sau va deveni una din organizațiile care avem mai multe în Republica Moldova. Guvernul în perioada respectivă, prin reprezentanței săi în Consiliul de Conducere, prin alte metode, n-a dorit ca Rec Moldova să se fortifice în direcția cuvenită și donatorii, din păcate, au susținut această idee. Treptat, Recul dintr-un centru de resurse, centru de finanțare activităților organizațiilor neguvernamentale, s-a transformat într-o organizație neguvernamentală obișnuită, fără a avea putere să acopere întreg teritoriul Republicii Moldova, ajutorul societății civile de la sate mai ales. Și eu nu știu dacă în viitorul apropiat Rec Moldova va putea să-și restabilească aceste funcții. Deocamdată eu nu văd așa posibilități. Rec Moldova a fost constituită în anul 1998 cu ajutorul financiar a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii. Această organizație avea niște
zicem, funcții foarte bine determinate. Una din aceste funcții era și sprijinul moral și financiar a organizațiilor neguvernamentale de mediu și eu cred că în prima perioadă acest lucru și s-a întâmplat foarte frecvent, dar finanțarea regulii a fost oprită peste 10 ani, în 2008, și cred că și de aici s-au pornit și multe alte probleme, adică oprirea finanțării, desigur că a venit și cu noi frustrări și cu noi nemulțumiri, atât din cadrul regulii, cât și cred că din cadrul organizațiilor neguvernamentale care aveau relațiile cu reguli. Dar iarăși este o bună întrebare pentru a fi discutată în cadrul regulii și în cadrul forumului organizațiilor neguvernamentale. În ultimul timp s-a observat o pasivitate din partea acestui centru regional de mediu, probabil din cauza că această organizație nu mai obține finanțare din partea Uniunii Europene. Majoritatea programelor de granturi care au fost lansate în anii anteriori erau finanțate de către Uniunea Europeană sau din alte surse care contribuiau foarte mult la realizarea anumitor proiecte și soluționarea anumitor probleme de mediu. În ultimul timp, Centrul Regional de Mediu, după părerea mea, s-a transformat într-o organizație non-guvernamentală obișnuită, care, la rând cu celelalte organizații, luptă pentru obținerea finanțării prin înaintarea proiectelor din diferite domenii și din această cauză nu poate pe deplin să-și realizeze misiunea principală. Ce ar trebui să facă Centrul Regional de Mediu pentru a îmbunătăți situația? Consider că atât angajații Centrului Regional de Mediu, cât și fondatorii și membrii Consiliului Director trebuie să-și unească eforturile și să propună un plan de măsuri și nu numai un plan, dar și realizarea acestuia spre fortificarea activităților, capacităților și conlucrării Centrului Regional de Mediu, atât cu Ministerul Mediului, cât și cu organizațiile non-guvernamentale capabile ca să realizeze activități în acest domeniu. Aș formula altfel întrebare. De ce s-a stins REC Moldova? Pentru că, de fapt, la început a avut o activitate furtunoasă. Dau explicația următoare. Lipsa de cadre. Cadre cu interesate. Pentru că, în întâmplător, cu 30-40 de ani în urmă, se spunea că cadrele copresc tot. Atunci când niște oameni foarte serios motivați au format această structură, care au implicat aici organizații europene, a fost efect. Acum, teoretic, da, sunt implicate și organizații europene, teoretic avem și cadre, dar, de fapt, REGU s-a transformat într-o ONG de rând, care supraviețuiește și el din unele granturi care le permite să facă niște activități așa de azi pe mâine și nici de cum să fie lider în această comunitate a ONG-urilor de mediu. De ce REC nu a devenit un centru de formare? Nu știu. Sau n-a vrut, sau n-a putut. Una din două, alegeți dumneavoastră. Во время Белградской конференции министров в рамках процесса окружающая среда для Европы я был членом делегации Европейского экофорума, который, если вы знаете, главное действующее лицо в этом процессе со стороны неправительственных организаций. Встреча была, конечно, интересная, но говорили на ней, в числе прочего, о том, что нужно сохранить поддержку рекам для развития, поддержания неправительственных сектора. Обещали подумать. Как мы понимаем, к положительному решению не пришли. Почему? По всей видимости, имелось другое политическое решение на более высоком уровне.
То есть РЕК перестал получать для этого финансирование. После этого он стал такой же организацией, как любая другая неправительственная организация. Хоть он и создан в том числе и государством. Дати, ну, мы китива ай. Рекула сусунут дизволтаре ОНГ Ривер. Дупа ачея, ачеш бань сасвершит. У него не рапяна. А врут, где прилунджи активитетсели индоминиул дизволтерий ши армонизерий. Политическое число демедию куча челе европени, дар ставло рекулуй, ну а фост прегатит пентру аста и видеря мя. Ши я практик окупат маймут, где суправицуиря проприе. Я ты дече, а правут у нели конфликты, пресетиджил рекулуй саскезут сигнификатив, ши акум ной пререгрет авем че авем. Тут депенди де уамень. Дака в афи философия стафулы рекулы, каши пыни акум, не михну сын тымплы, шину мой пот в суправицуи, кусу сыне тати ши мами. Амен видели у нее пяны ши статили униты. Дака в афиским бат чива сигнификатив, а часто структура под фи соча утилы.